Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași. Astăzi vreau să vă prezint whisky-ul Single Malt Miyagi-kyo al grupului japonez Nika. Această distilerie, Miyagi-kyo, cunoscută și sub numele de Sendai, datorită numelui orașului din apropiere, a fost înființată de Masataka Taketsuru, cel care a pus bazele grupului Nika, în 1969, în Valea Miyagi. De altfel, Miyagi-kyo înseamnă casa lui Miyagi, reședința lui Miyagi, valea aflată la confluența a două râuri, pe insula Honshu, cea mai mare dintre cele patru insule principale ale Japoniei. Și dacă prima distilerie înființată de Taketsuru Yoichi are doar vase de distilare sub formă pot stills, o distilerie situată pe coasta insulei Hokkaido în nord, această distilerie Miyagi-kyo este situată într-o zonă înconjurată de dealuri și are atât vase de destilare de tip pot stills, în număr de 4, încălzite cu abur, față de cele de la Yoichi, care sunt încălzite cu foc direct de cărbune, dar are și două destilatoare de tip coffee, de tip coloană, cu destilare continuă, pentru a produce whisky-urile grain, pe care le folosește în crearea diferitelor rețete sub etichetele Nika. Whisky-ul de față, Single Malt Miyagi-kyo, îmbuteliat la 45% concentrație alcoolică, este un amestec de whisky-uri ușor afumate și neafumate. Whisky-ul este maturat în butoaie atât ex-bourbon cât și ex-sherry. Este folosit colorantul artificial, dar nu este folosit procedeul filtrării la rece. Prețul în România pentru Nika Miyagi-kyo, 400 spre 450 de lei. Să vedem așadar, Nika Miyagi-kyo. O culoare destul de deschisă, de paie de cereale, de bate spre auriu, dar a fost folosit colorantul artificial, vă spuneam, așa că nu-i vom compara culoarea cu scala Whisky Magazine, dar colorant folosit într-o proporție destul de mică, culoarea este destul de deschisă, aurie, vă spuneam. La miros, mirosul e aromat, foarte aromat, cu note de flori și fructe și o vagă nuanță de fum un pic în spate, foarte fain, care complimentează florile și fructele. Nu neapărat fum, cât poate cenușă mai curând, ca un foc stins, cu flori, vă spuneam, cu fructe și miros de iarbă, de cereale, de malt. La gust, gustul e păstos, e cereale, ierburi, picant, nota picantă se simte, se simte și fumul, dar iarăși nu-i deranjant. Cerealele sunt cele care rămân pe limbă, pe cerul gurii, miezul lor. Note ușor mai amărui de lemn, de
ciocolată și condimente de asemenea, poate mai puțin prezente la gust decât la miros și de la butoaiele de sherry, gust de fructe roșii, de pădure, de fructe uscate. Finish-ul cel puțin mediu, finuț, rămâne fumul, dar într-un mod delicat, într-un mod destul de moale, picant, cu piper, poate și mai astringent, gen ghimbir, notă de citrice și acel gust amărui l-asociez cu lemnul, cu ciocolata neagră, cu tutunul, asta și la miros. Îl vom mai lăsa câteva minute, îl vom mai savura odată și în acest timp să vă spun câteva informații și despre alte etichete Miyagi-kyo. Din păcate, niciuna dintre următoarele etichete nu este prezentă în România și niciuna nu are indicație de vârstă. Reamintesc că în anul 2016, Mika, prin distileriile Yoichi și Miyagi-kyo, a întrerupt producția whisky-urilor cu indicație de vârstă, reluând doar anul trecut eticheta de 10 ani Yoichi. Așadar, etichete Miyagi-kyo, sub numele Discovery, avem două etichete. Una dintre ele este un single malt afumat, ceea ce este ușor nespecific. Miyagi-kyo, vă spuneam, puțin afumat sau deloc afumat. O ediție din 2021, îmbuteliată la 48%, cu maturare în butoaie ex-bourbon. Whisky este nefiltrat la rece și a fost lansată o ediție doar de 4812 sticle. O a doua etichetă Discovery este cea Aromatic Yeast, o drojdie specială, o ediție din 2022, îmbuteliată la 48%, de asemenea, fără să fie afumată, fără turbă, și whisky-ul este, ca și ediția precedentă Discovery, nefiltrat la rece. Apoi avem diferitele ediții produse de-a lungul timpului cu finisări în diverse tipuri de butoaie. În 2017, ediția Moscatel Wood Finish, 46%, 3500 de sticle. Tot în 2017, ediția Rum Wood Finish, tot 46% și 3500 de sticle produse. Un an mai târziu, ediția Bourbon Wood Finish, 46%, cu finisare în butoaie ex-bourbon first fill, la prima umplere, față de maturarea anterioară în butoaie ex-bourbon de tip refill. Tot în 2018, eticheta Sherrywood Finish, 46%, nefiltrat la rece și fără folosirea fumului de turbă. Ediția Manzanilla Wood Finish, vin spaniol, în 2018, 48%, ediție de 4000 de sticle. Și cea mai recentă, ediția Apple Brandy Finish, e vorba de brandy de mere japonez, 47%, de asemenea whisky-ul nu este filtrat la rece și nu este folosit fumul de turbă. Ca și eticheta Yoichi, Miyagi-kyo a avut de-a lungul timpului ediții single cask. Ele au început în anul 2003, au avut în general vârsta de 10 ani, dar și vârste mai înaintate, de până la 25 de ani. Cu concentrații cu ABV între 54 și 61%, îmbuteliate atât pentru Japonia, a 700 de mililitri, sau pentru Europa, cât și pentru Statele Unite, în sticle de 750 de mililitri. Și mai aduc în discuție o ediție specială din 2015, whisky-ul fiind îmbuteliat la 55% în sticle de 500 de mililitri,
și denumite cele trei, căci de trei a fost vorba, Sherry and Sweet, a doua Fruity and Rich și a treia Malt and Soft. Să vedem la a doua degustare, Nika Miyagikyo, la miros, miros dulceag, cu miere de albine și ierburi și flori, un pic de fum, ierburi și mi-aduce aminte de mirosul de la Highland Park. E de asemenea și o notă citrică, fructată, vă spuneam, fructe proaspete, condimente cu piper și cu ghimbir, se simte că e un whisky tânăr și un pic mai în spate nuanța de fum și de fructe uscate. La gust, e pișcător la limbă, cu condimente, o notă de fum de lemn, interesantă, plăcută, notă fructată, cu mere și cu citrice, o notă ușor dulceagă, cu caramel și miere de albine, fructe, vă spuneam, fructe proaspete, de livadă, citrice și gustul interesant și corpulent de cereale, de malt, de iarbă. Finish-ul mediu ca lungime, rămâne nota un pic amăruie cu ciocolată, nota de fum rămâne pe fundal și acea notă ușor amăruie, ciocolată, nuci, migdale. Izoalcoolic e mai pregnant acum, la a doua degustare, față de prima. Se simte că e un whisky tânăr. Punând în grafic, Nika Miyagikyo, florile și fructele, 2 puncte din 3, atât fructe proaspete, dar și citrice sau fructe uscate, condimente, 1 punct și jumătate din 3, nota de dulce, 1 punct și jumătate din 3, lemnul, cerealele, ciocolata, 2 puncte din 3, fumul este prezent, dar nu-i deloc agresiv, 1 punct și jumătate din 3, iar finish-ul este un finish mediu. E un whisky interesant. Mi-a plăcut. Poate că 450 de lei e un preț un pic prea mare pentru ce oferă el. Cel puțin dacă îl comparăm cu alte whisky-uri fără indicație de vârstă din Scoția sau din alte țări. Dar nu sunt eu cel în măsură să comentez prețurile. Mă bucur că am avut ocazia să-l savurez și până data viitoare, Ovidiu de la Iași, cu drag, slide-te!